ziua, bun găsit la agenda locală. Astăzi avem de reprezentă pe doamna Iana Roșu, angajata pe primăriei Comunei Vărbătești. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Cu dumneavoastră o să vorbim astăzi despre activități culturale realizate la nivelul Comunei Vărbătești, în care primăria Comunei Vărbătești se implică. Știu că aveți la nivelul comunei dumneavoastră o formație de dansuri cu care participați la festivaluri. Spuneți-mi, vă rog, de când ați înființat această formație de dansuri, câți copii aveți înscriși în ea, ce reprezintă munca din spatele acestei formații și dacă ați încercat să ieșiți deja la festivaluri? Am făcut o formație de dansuri cu copii din cadrul școlilor Bărbătești și Petrești. În formația numără un număr de 18 copii. Avem 8 perechi care merg în festivaluri, iar o pereche este, să zic așa, de rezervă în caz în care unul dintre copii se îmbolnăvește sau are o altă problemă și nu se poate prezenta. Această formație nu este inițiată de foarte mult timp, avem de-abia aproximativ 3 luni de când am înființat-o. Am mers la festivaluri, prima noastră apariție a fost la un festival, ediția 1 la Țicleni, unde am fost apreciați pentru munca depusă. Am fost la festival organizat de orașul Rovinari, un oraș de primăvară. După aceea, aceste apariții de primă mână, să zic așa, a fost apreciate și de către primăriile de pe raza Valea Maradiei și am obținut invitații din partea comunelor Căpreni, Stejar, Bustuchin, Logrești, unde am participat la aceste festivaluri și am fost totuși, să zic, numărați printre premianți. Că a fost un premiu mai mic sau o mențiune, dar aceste eforturi pe care le-au depus copiii din această formație Altița Bărbătești au fost apreciate la aceste festivaluri și concursuri și premiu și mica sumă pe care a fost alocată acestui premiu, copiii au fost încântați. Da, încântați și nu atât copiii cât și părinții, văzând că copiilor și-au găsit o activitate pe timpul vacanței și sunt foarte încrezători în eforturile pe care le depun și au idealuri mărețe, vrea să ajungă această formație să fie invitată nu numai pe plan județean, cât și de județele învecinate. Ar fi un lucru extraordinar, vă dorim succes. E mai greu pentru că nu avem niște costume tradiționale, autentice. Costumele pe care le-am făcut sunt costumele realizate prin proiectul IA Populară. Copiii, eu am croit aceste costume, iar copiii le-au cusut floricele de pe altiță. Aceste, să zic, lucru manual și toate... Sub îndrumarea dumneavoastră? Da, sau fiecare... Nu, sub îndrumarea mea, fiind susținută de către cadrele didactice din cadrul școlilor Bărbătești și Petrești. Doamnele învățătoare m-au susținut în aceste proiecte. Și nu numai copii, atunci când aveam în cadrul atelierilor de lucru, în cadrul bibliotecii, nu veneau numai copii, veneau și mămicile sau bunicii, pentru că nici eu nu sunt atotștiutor să cunosc toate motivele populare care se aplicau pe o altiță sau pe o ie populară, dar mai venea câte o bunicuță și îmi spunea, uite, mama, așa cosea sau așa se putea face croiul ca să fie mai ușor, să poți să îl prinzi cu oață și să nu te deranjeze atunci când joci. Și am învățat și eu odată cu copiii. E muncă în echipă. Da, e muncă în echipă și atunci când roadele se văd, nu este numai bucuria mea, e bucuria tuturor. Da, e lucru mare să aveți și părinții alături să vă susțină și să vă îndrume și dumneavoastră să vă implicați, să realizați toată această muncă alături de copii. Pe lângă această formație de dansuri, ce alte planuri de viitor mai aveți? Intenționați să realizați ceva pentru a omagia și eforturile aduse de bunii noștri, de oameni în vârstă, de pensionari?
Organizați o zi a pensionarului? Da. Copiii care sunt în formație de dansuri, totodată au mai adus la întâlnirile care le facem în cadrul bibliotecii pe timpul vacanței și verișorii sau frații mai mici, frații mai mari, și am zis că nu numai o formație de dansuri să facem, și să facem și o formație de, să zic, dans modern sau un balet cu fetițele care sunt până în vârsta de 6 ani, unde cu ajutorul mămicilor să le facem aceste rochicioare de balet tutu, cum se numesc, și să putem să facem o manifestare mai mare. Totodată, cei care sunt la liceu vor să facă o echipă de breakdance, aceste dansuri inspirându-se din echipele care își au activitate în județul Bor și sunt totuși renumite. Avem și un grup vocal, inițiem să facem și în cadrul unei manifestări culturale un obicei popular, nunta la români, unde să putem introduce toate obiceiurile care se fac în cadrul unei nunți, iar toate aceste formații de dansuri și obiceiuri și toate activitățile astea culturale să le putem materializa în ceva mai mare. Și explicându-i domnului primar toate aceste activități, domnul primar a fost de acord ca să putem să vizionăm aceste manifestări în cadrul zilei vârstnicilor, deoarece se inițiază în luna octombrie, pe 3 octombrie, ca persoanele vârstnice din cadrul localității să fie invitate la Căminul Cultural și să fie înmânate anumite diplome pentru cuplurile care au peste 50 de ani și poate un mic cadou, iar pentru toate persoanele care doresc să participe la aceste manifestări să se organizeze o anumită masă festivă unde copiii să-și prezinte programul lor artistic, iar totodată să fie invitați un anumit număr de cântăreți din cadrul formației Doina Gorjului sau de la Școala Populară de Artă, să vedem cum ne acceptă și aceștia invitația, iar bătrânii satului să se poată bucura și ei câteva ore de atât de strădanile copiilor și nepoților lor, cât și de întâlnirile cu soliștii vocali din cadrul județului. Până acum noi am mers din sat în sat și am făcut invitația la toți bătrânii din sat. Câți înscriși aveți? Avem înscriși 265 de bătrâni, dintre care 31 de cupluri sunt cu o vârstă a căsătorii peste 50 de ani. Peste 50 de ani, da, de căsnicie, da. Cel mai longeviv, să zic așa, cuplu, am un cuplu, unul sau două, să zic, nu știu sigur, dar am un cuplu de 67 de ani de căsătorie. Dacă tot vorbeam de achiziționarea costumelor pentru această echipă de dansuri și pentru copiii care vor participa și vor organiza un program pentru ziua vârstnicilor și ziua pensionarului, să-mi spuneți dumneavoastră legat de IE. Ați participat și undeva în afara localității cu IA populară? Ați mers cu IE vechi, cu IE... Adică știu, pentru promovarea ei, da. Ați participat la astfel de evenimente? În cadrul comunei am înființat în anul 2005 o expoziție muzeală și actualmente un muzeu al satului, unde sunt foarte multe ei populare. Aceste ei le-am achiziționat de la bătrânii satului în lungile plimbări care le-am făcut în sat. După multe stăruințe, aceste obiecte mi-au fost donate în cadrul muzeului.
Aceste obiecte de material textilie, cojoace sau costume populare au fost de multe ori expuse la Centrul de Promovare Culturală aici în Târgu Jiu, iar luna aceasta, când s-a organizat expoziția de la Viena, câteva din iile populare care există în cadrul muzeului sunt expuse acolo în această expoziție. Cea mai veche, având peste 300 de ani, este o ie cusută cu mărgeluțe, a fost foarte apreciat acolo și presupun că aceste expoziții să se materializeze și să fie benefică pentru noi, deoarece presupun că vor fi foarte mulți vizitatori care vor poposi pe meleagurile noastre și vor dori să viziteze muzeul și să vizualizeze aceste obiecte care sunt acolo. Niciuna dintre localitățile în care am realizat emisiuni nu am găsit nimic legat de noaptea bibliotecilor. La dumneavoastră, în localitate, se realizează ceva în acest sens? Adică se realizează noaptea bibliotecilor? Copiii sunt implicați în asta? Da, dorim să facem noaptea bibliotecilor acum în luna august și copiii împreună cu părinții să participe la această activitate. Vom face, întrucât biblioteca este într-un spațiu mirific așezat în localitate, unde avem o livadă cu merii, avem o grădină interioară, este în imediată apropierea în cadrul Bisericii Petrești și totul este foarte frumos. Dorim să așezăm niște corturi în curtea interioară a bibliotecii, să facem un foc de tabără, iar pe buturile care există acolo să facem o masă a tăcerii, să zicem așa, și să depunem amintiri, să povestim, să citim la flăcările focului, să organizăm jocuri, cântece. Implicați doar copiii sau participă și aș fi vrut să fie copii, dar părinții sunt de acord să vin. Am foarte multe mămici care mă susțin și nu mă susțin numai cu prezența, dar mă susțin material prin faptul că mi-au promis că vor face diferite prăjituri, vom face băutură coritoare pentru copii și mă vor ajuta și cu supravegherea copiilor, pentru că nu știu în ce număr de copii vor participa, iar în cadrul acestei manifestări, fiind prima pe această zonă, cred că sunt foarte mulți copii care doresc să participe. Da. Știm că la dumneavoastră în localitate există 3 case, obiecte de muzeu sau monumente istorice. Monumente istorice, da? Deci nu sunt și cum este cea de la Scoarța, a trecută ca fiind din patrimoniul muzeului satului sau cum se cheamă. Da. Una dintre ele se cheamă Casa Bărbulescu. Știu că ea a fost deja de Bărbătescu. Da. Cer scuze. Știu că ea a fost deja demolată. Au existat tot felul de discuții, s-au vehiculat tot felul de discuții cu privire la această Casa Bărbulescu. Ce ne puteți spune despre ea? De ce s-a deteriorat sau de ce s-a demolat? A demolat-o cineva anume? S-a deteriorat din cauza intemperiilor? Ce s-a întâmplat în cazul acestei case? Pentru această casă s-a creat o adevărată nebuloasă, atât în presa cât și în mass media, pentru că povestea acestei case își are rădăcine mai de demult. Nu știu cum a fost introdusă în cadrul listei cu monumente istorice, pentru că din discuțiile avute cu moștenitorii proprietarului, aceștia nu aveau o spre știință că bunicii, străbunicii au fost de acord ca această casă să fie introdusă. Nu știm care este cauza, dar în 1990, înainte
deci înainte de Revoluție, această casă a fost muzeul satului. Au existat obiecte acolo, vizitare, deci totul era plăcut. După Revoluție, această casă a fost retrocedată proprietarului, deoarece acesta și-a cerut dreptul de proprietate. Primăria și personalul... De când a mai fost locuit imobilul respectiv? Păi asta nu știu de când a mai fost locuit, dar în 1990 a fost retrocedată, iar obiectele de muzeu n-au mai existat acolo, au fost preluate, nu, fără listă de inventar, nu se știe cine le-a preluat și unde au ajuns. Foarte puține obiecte au ajuns la școala generală de la Bărbătești, puține, în comparație cu ceea ce exista acolo. Iar Oprișescu, care era proprietarul de drept, deci actualmente este decedat, moștenitor Oprișescu, și-a preluat imobilul, a solicitat să fie eliberat de ceea ce exista acolo și a rămas închis foarte mare perioadă. Conducătorul primăriei care exista atunci, pe vremea respectivă, a solicitat ca moștenitorie Oprișescu să ne cedeze această casă ca să putem să realizăm un obiect istoric acolo, să poată să fie vizitat. Era într-o avansată stare de degradare, dar presupuneam că la timpul respectiv putea fi reabilitat. Dar nu s-a găsit atunci înțelegere la persoana respectivă. Între timp a decedat proprietarul, au intervenit moștenitorii de drept. Aceștia n-au mai vrut să cedeze acest imobil. Noi am făcut diferite adrese atât la Consiliul Județean Gorj, cât și la Direcția de Cultură în perioada 2006-2010, în care aduceam la cunoștință că această casă se află într-o avansat stare de degradare și riscă a se prăbuși pe atât pe localnici cât și pe imobile aflate în apropiere, dar n-am găsit niciun răspuns la aceste adrese. Cum de altfel și Casa Bușu se află într-o stare avansată de degradare, Casa Florian la fel. Noi nu avem fonduri în bugetul local ca să putem să le reabilităm sau să le restaurăm, pentru că costă foarte mult și aceste case aparțin proprietarilor de drept. Sunt introduse în lista de monumente istorice, dar nu sunt în domeniul public al Comunei Bărbătești. Sunt proprietăți particulare. Situ arheologic este singurul care e... O parte o mică parte aparține domeniul public, dar și acesta este situ arheologic. Sunt foarte mulți proprietari care și-au terenurile pe această suprafață. Anul acesta s-a iscat un anumit conflict, să zic așa, pentru că între timp casa s-a demolat și noi n-am putut să o reabilităm, deși am făcut adresele necesare și nu suntem de vină noi, nici proprietarii. Am înțeles problema de la dumneavoastră, de la Bărbătești, însă nu înțelegem lucru. Fiind un imobil, vorbeați mai devreme de Casa Bărbătescu și după aceea de restul caselor, celorlalte două case. Fiind imobile în mediul rural, referindu-ne doar la Casa Bărbătescu, să-mi spuneți, vă rog, cât ar însemna ca și valoare acest imobil? Care ar fi prețul real al acelei suprafețe de teren? Pentru că, în principiu, suprafața de teren este cea ce oferă... Păi nu, suprafața de teren alocată acestui imobil era foarte mică. Nu era o suprafață mare, să zici, care o valoare... mare, să zic. Dar probabil că o valoare, să zic, morală față de localitate, că arăta totuși un anumit tip de construcție care era elocventă localității. Asta ne-ar fi adus nou un beneficiu localității, nu, dar valoarea este mică a terenului, pentru că nu suprafața construită la teren era micuță pentru alocată acestui edificiu. Nu era o suprafață, câțiva ari.
Iar suprafața totală a moștenirii familiei Oprișescu, cât ar fi însemnat? Mai aveau și alte terenuri în continuarea acestei suprafețe de teren pe care se afla plasată casa Bărbătescu sau nu? În imediata vecinătate, da, familia Oprișescu au avut foarte multe imobile pe raza localității. Casa Bărbătescu nu era așezată la strada principală, era pe o străduță lăturalnică. La strada principală, familia Oprișescu mai deține un imobil care este cu o valoare mai mare, este în stare de funcționare, dar... Este utilizat de moștenitorii Oprișescu? Nu este utilizat de dânși, este dat spre închiriere la o altă familie din localitate care își exercită o activitate comercială în acest imobil. V-am adresat această întrebare pentru a putea înțelege atât noi cât și telespectatorii noștri mentalitatea moștenitorii Oprișescu, pentru ce anume sau de ce nu ar fi cedat această bucățică de teren primăriei pentru... Probabil că sperau să poată obține o anumită utilitate. Nu, noi nu puteam să alocăm fonduri mari pentru această... Ar fi dorit un preț mai mare pe probabil care primăria da, nu și l-ar fi putut permite? Probabil că da. În celelalte două case, primăria a investit ceva? Au fost cedate primăriei? A investit ceva? Nu. Aceste locuințe aparțin proprietarilor de drept, iar primăria nu dispune de fonduri pentru restaurare și aceste case se află într-un avansat grad de degradare, cred că nici nu mai pot fi restaurate. Am înțeles. În astfel de condiții, nici în aceste cazuri nu ar putea avea o valoare extraordinar de mare imobilele respective. Și cu toate acestea, proprietarii de drept nu recidează autorității publice locale, continuă să le păstreze proprietarii se fără a le da o utilitate. Da, se gândesc că acestea fiind deja demolate, Casa Bușu nu mai sunt decât câteva scânduri care sunt acolo în mijlocul unei curți, dar proprietarul de drept dorește ca nealocând niciun fond acestea să se demoleze de la sine și după aceea să-și poată folosi grădina pentru agricultură. Mai sunt moștenitori ai familiilor respective în zonă? Da. Familia Oprișescu nu are moștenitori în zonă, aceștia fiind la București sau la Brașov. Sunt foarte mulți moștenitori, dar în cadrul casei Bușu există o moștenitoare care este foarte în vârstă. Nu are o condiție materială bună, de-abia se întreține pe dânsa și soțul dânsei, fiind foarte grav bolnavă. În cazul familiei Florian, aceștia au o casă, să zic cât de cât, mai bunișoară și ar fi de acord să ne-o cedeze, dar să poată fi strămutată de acolo, pentru că este așezată în cadrul gospodăriei central și nu... Casa este într-o stare de degradare și ambientul nu este chiar plăcut la atunci când se intră și se vizitează această gospodărie. Domnul viceprimar ar fi găsit totuși cu domnul primar o cale de a o strămuta și ar dori ca această casă să poată fi strămutată în cadrul complexului de la Petrești, în curtea bibliotecii, să poată fi așezat acolo și da. Dar atunci când am avut niște discuții verbale cu personalul de la Direcția de Cultură a județului Gorj, aceștia ne-au explicat că există foarte multe documente care trebuie întocmite pentru a strămuta acest edificiu și ne practic hârtiile ne costă mult mai mult decât edificiul în sine. Birocrația din ziua de astăzi ne împiedică să putem evolua și avansa în realizarea acestor lucrări. Timpul nostru din cadrul emisiunii nu ne mai permite să prelungim foarte mult interviul, dar înainte de final v-aș întreba câte sate are Comuna Bărbătești și ce hramuri poartă. Avem 4 sate în cadrul comunei, satul Musculești, Petrești, Bărbătești și Socu. Fiecare sat își are hramul lui.
În satul Socu se organizează Hramul Satului pe 8 septembrie de Sfântă Marie. Satul Bărbătești are ca hram pe 14 octombrie de Sfânta Parascheva, iar Petreștiul de Duminica Tomii, prima duminică după Paște. În satul Musculești exista un hram de Sfântul Gheorghe, dar avea tendință Musculeștiul pe timpuri aparținea de comuna Săulești, se includea cu satul Dolcești și la Musculești nu s-a mai menținut acest hram, iar cetățenii din Musculești își omagează hramul tot de Duminica Tomii, fiind un hram, să zic, comun celor două sate. Hramul de Duminica Tomii de la Petrești este cel care se ține, să zic, cu o activitate mai intensă. Celelalte două și-au mai pierdut din amploare, pentru că oamenii nu își mai acordă timp sufletului pentru a omagia aceste sărbători și poate datorită situației materiale, poate faptul că mulți au plecat la oraș și nu se mai reîntorc acasă pentru că aceste zile cad în cursul săptămânii, nu în weekend, ca să poată să fie liber și și-au mai pierdut în amploare. Noi dorim să revigorăm, chiar anul ăsta vrem să organizăm în satul Socu cu copiii un program artistic unde cetățenii să participe și să fie încântați. La finalul ediției noastre, din punct de vedere al culturii, ce le-ați spune cetățenilor Comunei Bărbătești și ce ați spune tuturor telespectatorilor noștri legat de cultură? Ce ați îndemna să facă? Aș îndemna ca fiecare bătrân să acorde măcar o jumătate de oră pentru nepot, nepoată, pentru fiu, unde să povestească și să-și aducă aportul din viața care a fost în trecut și să poată să semene puțin în sufletul fiecăruia dăruire și înțelegere și pentru cultură. Pentru că acest, să zic, cultura este o ramură care nu aduce, să zic, un ban viabil, dar aduce plăcere sufletului. Așa este. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru timpul acordat. Și eu vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm și sperăm să auzim numai de bine și să putem să mergem mai departe cu fruntea sus și cei care trec prin Comuna Bărbătești îi așteptăm cu drag. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă mulțumim pentru vizionare.